Aglomerația de la Rânca i-a făcut pe iubitorii de zăpadă să caute soluții în altă parte. Dealurile de prin satele județului au devenit adevărate derdelușuri, glasurile celor mici dezmorțind izolarea impusă de pandemia de coronavirus. Și dealul din apropierea spitalului Dobrița a fost transformat într-o pârtie veritabilă. Duminică, mai mulți copii s-au distrat și s-au bucurat de zăpada pufoasă. La Rânca, turiștii au luat din nou cu asalt zona, zăpada numai bună pentru practicarea sporturilor de iarnă, fiind motivul pentru care stațiunea a fost aglomerată.